Lanțul crizelor din această vară a ajuns până la zootehniști, animalele nu mai au ce să mănânce, iar fermierii sunt disperați. Silozurile sunt goale, câmpurile pârjolite, iar singura soluție rămâne cumpărarea de furaje, care s-au scumpit cu 30% odată cu creșterea generală a prețurilor. Dacă fermierii cred că laptele, carnea și alte produse animale vor fi mai scumpe în această iarnă, ne spune chiar în acest moment colega mea, Andreea Borboros, în direct. Andreea, bun găsit! Bun găsit, Linda, bun găsit, doamnelor și domnilor. Faptul că prețul la carne, la lapte sau la alte produse animalice va crește în următoarea perioadă este o certitudine, iar asta pentru că, spun fermierii, în aceste momente sunt puși în fața unei situații fără precedent și anume aceea în care se gândesc chiar să sacrifice animalele din ferme din cauza lipsei mâncării, a lipsei porumbului și a cerealelor. Noi suntem într-o fermă din localitatea Iecea Mică, din județul Timiș, aici unde domnul Hotea Ioan are numai puțin de 400 de capete de oi. Domnul Ioan, cum faceți față acestei situații fără precedent? Foarte greu. Foarte greu că nu este mâncare, nu avem. Trebuie să le dăm mâncarea care am pregătit-o pentru iarnă. Trebuie să le dăm mâncare acum să mănânce, că nu mai avem unde să mergem cu ele. Pur și simplu tot e uscat. Nu mai este nimic. Verdeață mai ce pe canare, unde se bagă la stuf, de nu unde vede verde, nu mai poți ține. Fugeți. Pur și simplu terminate și ele. Seceta a lăsat goale câmpurile, a lăsat gol și silozul dumneavoastră. Lasă gol și silozurile, că trebuie să le dai de mâncare, n-ai ce să faci cu ele. Că nu le poți abandona. Acum, dacă nu mai aveți ce recolta de pe câmp, v-ați gândit să cumpărați poate mâncare pentru animale sau să mergeți cu ele la abator? De unde să cumpărăm? Că și dacă le cumpărăm, în zonă nu este. Pe unde ar fi, te mai plătești dată cu drumul. Că e motorină la prețul care îi. Deci nu se rentează, n-ar fi o variantă să cumpărați. Vă gândiți la varianta de a le da poate la abator? Mai repede de le da la abator, de făcut ceva, că nu poți să le, nici să le ții să moară, să le plângi de milă, nu poți, să-ți bagi joc de ele. Vă întrebam, domnul Ion, dacă ați mai trăit așa ceva până acum, în cei 30 de ani de când dumneavoastră aveți această fermă, ați mai văzut așa secetă, așa condiții? O mai fost, dar nu așa ca acum. Pe acum, anul trecut a fost secetă. O plouat în luna lui decembrie, aproape toată luna. De atunci nu mai plouat aproape deloc. Aveți un mesaj pentru autorități, pentru cei care v-ar putea cumva ajuta să depășiți această criză? Păi ar fi bine dacă ne-ar putea ajuta cumva. Cum anume? Păi să ne ceva, să subvenții, ceva să ne dai, ceva să ne putem, ceva de spăgubiri, ca să putem ieși din criza asta, din situația în care suntem. Mulțumesc frumos, domnul Ion. Așadar, doamnelor, domnilor, ați văzut și dumneavoastră situația care se regăsește aici la Iecea Mică în județul Timiș, situația în care și domnul Hotea se află, se regăsește în toate fermele din partea de vest a țării.